Designerii români au făcut furor la săptămâna modei de la Berlin, care s-a încheiat aseară. Lucian Broscățean a impresionat prin creații inspirate dintr-un film de artă, în timp ce rochile Elenei Criveanu au vrăjit asistența prin simplitatea lor și croiul impecabil. Linii drepte, nuanțe închise în combinație cu alb. Este tonul general al colecției designerului român Lucian Broscățean. Intitulată Dream Map, prezentarea a avut ca punct de plecare universul suprarealist al filmelor fraților Quay. Așa că publicul de la săptămâna modei de la Berlin a avut parte de vestimentații excentrice, dar în același timp sobre, atât pentru creațiile destinate doamnelor, dar și pentru bărbați. Atmosfera a fost apoi îndulcită de rochile vaporoase, transparente și în culori calde ale creatoarei românce Elena Criveanu, care și-a prezentat și ea colecția de toamnă-iarnă 2013 ieri la Berlin la secțiunea Designer Român. Titlul prezentării, În pași de tango. Tocmai de aceea creațiile au avut o notă extrem de senzuală. Secțiunea Designer Român a fost încheiată într-un ton avangardist propus de Dan Mihai Zarug. Spectatorii au putut admira ținute androgine în care jocul dintre alb și negru a predominat din punct de vedere cromatic întreaga colecție.